Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. După cum anunțam încă de miercuri, emisiunea de astăzi este înregistrată, deci nu veți putea interveni ca de obicei în direct, dar las că vine ea și lunea și ne întoarcem iarăși la telefon în direct. Deci, cam asta ar fi ca să fim cinstiți de la bun început. L-au adus ăștia pe Omar Haisam, ăștia fiind, nu știu, SRI-ul, ăia de la Serviciul de Informații Externe, SIE, nu știu, care l-au adus în țară, că a fost extradat, nici nu se știe în ce arest este, toate televiziunile numai aia știu. Omar Haisam, Omar Haisam. Mă, frumos că l-au adus pe ăsta în țară, dar hai să vedem. El s-a pupat foarte mult pe amândoi obrajii cu foarte mulți oameni grei din politica românească. Bun. Era un personaj super tare. După aia, ci că i-a răpit pe jurnaliștii noștri în Irak, care se duseseră să facă ce? Când tu ai în Irak, mă, televiziuni de televiziuni, că doar nu o să poți compara o televiziune din România cu CNN-ul, cu BBC-ul, cu Al Jazeera și cu alte televiziuni mari, da? Care au bani, care au tot ce trebuie, au audiență, au... Nu știu ce căutau ăia în Irak. Vezi, Doamne, atunci când era cu terorism, cu oameni, Saddam, ieșiseră, nu știu dacă mai țineți minte, cu sute coață albă, că am plătit niște milioane de euro atunci ca să-i scoatem pe jurnaliștii ăia din mâinile teroriștilor. Nu vreau să-i văd nici morți pe amărâți, că vai de capul lor, știți, sunt colegii noștri și câteodată nici nu știi ce să faci, să râzi, să plângi de mila lor, să... Vai de capul lor, nu comentez. Dar, vedeți, toată lumea, domnule, Haisam, analiști, șmecheri din toate sferele. Între timp, așa undeva în jurnal, peste 1.000 de mineri sunt blocați în subteran în Valea Jiului. Adică, vă întreb eu ce contează mai mult. Un șmecher terorist care s-a pupat cu toți politicienii noștri și pe care de-abia l-au adus, cine știe cu ce preț. Că vreau să văd și prețul pe care îl plătim tot noi pentru Haisa, că nu l-au dat aia de gratis. Dumneavoastră să nu credeți, stimați telespectatori, că ceva se întâmplă pe lumea asta din partea cuiva pe gratis. A, uite, vi-l facem cadou pe Haisa. Hai mă, să fim serioși. Au fost ori arme, ori bani, ori ceva, ceva a dat România ca să-l aducem pe cel mai iubit fiu al poporului pe Omar Haisam. Între timp, amărâții ăia, zic amărâți pentru că, mă, să intri, să știi că ai nu știu câte sute de metri de pământ deasupra capului și să știi că nu mai ieși. Se poate să nu mai ieși de acolo, din mină. Da? De asta spun minerilor amărâți, pentru că își varsă amarul acolo în subteran. Da? Nu contează mia aia peste mia de persoane care stau acolo. Nu analizează nimeni situația economică, nu ia nimeni la întrebări pe cei responsabili. Nu, nu avem. Old Kim Mecel, nu, am uitat. Haisam, Haisam, extraordinar. Și să mă uit la ce. Deci am, cred că și renunț la știri vreo 3 zile, că n-am ce. Dar după ce gata ăștia cu Haisam, se întorc iar la becali. Da? Deci astea sunt știrile, astea sunt dezbaterile, asta e toată povestea. Și printre știri iar a fost așa bun, după ce s-au aruncat vorbe grele cu fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, între el și Ponta, deci lovituri sub centură, alea au dat televiziunile replicile, pe alea le-au dat. Au zis, facem cardul de sănătate. Bun, câți asigurați sunt? Nu discută nimeni. Ce presupune asta? Cine le dă? Costuri, ce scrie pe card, ce va fi, ce se dă și ce se cer. Nu. Probabil că iarăși este cum să vă spun eu, o acțiune pompieristică, nedezbătută, neexplicată pentru publicul larg, pentru prostul de Mircea Mihuleț, da? Nu face nimeni. Las că facem noi pe local. Am invitat-o pe doamna doctor Viorica Codoreanu, președintele director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Discutăm despre cardurile de sănătate, dar nu numai, pentru că medicii se pregătesc de proteste. Da? Începem cu cardurile. Sărut mâna, bine ați revenit. Bună ziua, bine v-am găsit. Greu, nici nu știu cum să vă întreb. Cam câți asigurați din județul Hunedoara vor primi carduri de sănătate și cum se va întâmpla lucrul ăsta? Păi nu e chiar așa greu, pentru că nu e chiar așa haos.
Nu-i chiar așa haos? Da, Mie mi se normal. pare un... Nu, 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 nu. Haideți să așezăm lucrurile pe realitate, Așa, totuși. vă rog. În primul rând, eliberarea Cardului Național de Sănătate este o acțiune și o activitate legiferată în urmă cu 2 ani, parcă. Deci nu pornește de la o idee trăznită venită cuiva la un moment dat. În al doilea rând, numărul de asigurați din România se cunoaște în mod cert. Că eu nu o să vă pot da acum o cifră exactă în ceea ce privește județul Hunedoara este pentru că nu am în memorie toate datele statistice. Dar sistemul informatic al caselor de asigurări de sănătate există cifre exacte și date exacte în ceea ce privește numărul de asigurați. Așa că nu e. Bun, dacă stau să mă uit, ca să ne facem o idee, unde mă duc în spate, până în 10 iulie, l-am avut invitat pe domnul Benoni Bădescu, directorul executiv adjunct al Direcției Județene de Statistică, și discutam Așa. despre rezultatele Așa. recensământului, și vorbeam atunci despre câți mai suntem, ca să zic așa. 418.565 de locuitori are județul Hunedoara în urma recensământului, recensământ care a coroborat mai multe lucruri, deci au fost recenzați oamenii și acasă, dar au luat baza de date Da. inclusiv de la dumneavoastră, de la Casa de Pensii și din alte părți. Bun. Deci vreo 400.000 de carduri de sănătate. Da. Cam cum se va întâmpla? În ordine alfabetică, e un anume tipic. Cine le încarcă? Cum se încarcă? Vin direct de la București? Sunt multe întrebări. Deci... Da, sigur, sunt multe întrebări, dar toate lucrurile astea sunt reglementate. Până în momentul de față, că se vor desfășura sau nu, așa, adică în conformitate cu ceea ce este deja legiferat, asta nu pot să vă spun. Știu la nivel declarativ și eu doar ce a spus președintele Casei Naționale. Dar, în mod cert, etapele vor fi cam următoarele. Cardul Național de Asigurări de Sănătate va fi inscripționat cu datele generale, adică cele legate de nume, de adresă și cam atât mă gândesc eu acum în prima fază, de către Cred că și imprim. CNP-ul. Nu știu dacă CNP-ul va fi chiar la vedere. A, inscripționat, am înțeles. Inscripționat. Deci partea care se vede, da? Da. De către Imprimeria Națională. Iar datele medicale legate de istoricul medical al pacientului respectiv vor fi inscripționate conform legislației existente în momentul de față de către medicii de familie. Că se va întâmpla sau nu așa, asta vom vedea în perioada imediat următoare. Ele vor fi distribuite probabil, tot conform legislației existente deja, tot de către medicii de familie. Dar am înțeles că, având în vedere nemulțumirile medicilor, Societății Naționale și a Patronatului Medicilor de Familie legate de această distribuire, faptul că ar încărca birocratic și mai mult activitatea lor și le-ar răpi din timpul necesar consultării pacienților, s-ar putea ca totuși aceste carduri de asigurări de sănătate să fie distribuite prin casele de asigurări de sănătate, ceea ce și la o primă vedere și la o analiză un pic mai atentă pare destul de ok și destul de legat de realitate. Adică de ce să-i răpești medicului din Timpul timpul de necesar consultații, consultației așa? ca să distribui acel card, când poți tu, instituție care are în coordonare funcționari, să elibereze aceste carduri. Dar declarațiile domnului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din zilele trecute au precizat că în perioada imediat următoare vor fi eliberate în jur de 200.000 de carduri, asta bănuiesc în luna august, din câte mi-aduc eu aminte, iar până în aprilie 2014 încă 7 milioane parcă de carduri. Urmând ca din aprilie 2014 aceste informații legate de cardul de asigurări de sănătate să fie încorporate în cartea de identitate. Deci să Acestea iasă cardul și să intre în cartea de în identitate și aia cartea să fie și card de... și card și carte de identitate. Deci acum pe mine m-au pierdut oamenii Acestea au fost ăștia. declarațiile. Acum nu știu cum se va Păi întâmpla. stați puțin, nu știu dacă se poate și am să vă spun de ce. Pentru că, unul la mână, dacă stăm bine să ne uităm, cardul ăla de sănătate ar trebui să conțină tot istoricul meu medical. Nu? Da, în principiu, da, datele importante ale istoricului medical care presupun anumite lucruri. Alergii, Mai operații, multe date tehnice, da. sigur că da. Adică, să știe, inclusiv faptul că doresc sau nu doresc să devin donator,
Sigur că da, Da? și asta este inscripționat, da. Da? Bun. Evidența populației nu are baza mea de date. Deci tot la medicul de familie o să trebuiască să mă duc să-mi încarce cumva datele astea. Ce o să facă? O să pună în noile cărți de identitate un fel de chip Nu știu, e pur care să... speculativ. Chiar E nu pur știu tehnic speculativ. cum s-ar putea să fie. Păi aici mă întrebam că a apărea cardul ăla de sănătate, cum îl Da. vedeam eu la televizor, ca o cartelă de Cum telefon este cu un cardul chip. european Da, în da, da. momentul de față? Așa, Ca deci un card bancar. ca un card bancar, deci are un chip, pe chipul ăla se pot Se încărca încarcă date, întreaga informație, se exact. încarcă toate datele și de acolo cine dorește și când este nevoie se pot citi și se poate afla Utilizatorul, așa. respectiv medicul, are un cititor. Sau va avea un cititor și va reuși să identifice și să utilizeze toate datele medicale inscripționate. Inclusiv calitatea de asigurat, că de fapt ăsta este rostul lui important. Va înlocui adeverința de asigurat din momentul de față și va certifica calitatea de asigurat a persoanei respective. Bun, nu era mai simplu. Întreb și eu acum. În momentul în care avem atâtea date de identificare, pentru că noi complicăm foarte mult lucrurile. Bun, sunt de acord să existe un card de sănătate pentru cei care pleacă în străinătate și care trebuie să aibă cu ei informația. Dar în România, în era computerizării excesive, zic eu, în care toată lumea are internet, spitalele clar au internet, medicii de familie clar au internet, lucrează în sistemul ăla, cum e, nici nu mai știu cum. Sistemul informatic unic integrat, al casei. CUI-ul, Exact. așa, unic integratul ăla, așa. Deci, cu un simplu click și cu un cod numeric personal pe care îl tastează cineva, nu mai trebuie să umblu, mai duc încă un plastic în portofel. Dacă vreau să merg în străinătate, da, e util. Dar pentru România, din două clicuri am aflat tot. Și nici nu trebuie să mă pricep foarte tare la calculatoare. Două clicuri și tastarea codului numeric personal, care este unic. Nu? Dacă este ok să mergem în străinătate cu cardul european de asigurare de sănătate și el să fie utilizat în țările membre, de către Așa. instituțiile competente, de către unitățile sanitare, de ce n-ar fi la fel de binevenit și în interiorul țării? Da, e adevărat ce E spuneți, binevenit, cu dar un sunt click sau costuri cu în plus. două, dar Așa. există atâtea alte lucruri care concură la un moment dat la nefuncționarea acestui sistem. Nu-i mai sigur atunci. Mai simplu pentru toți utilizatorii să aibă un card pe care să-l utilizeze medicul și care să-i confere lui calitatea de asigurat. Nu mai vine la casa de asigurări de sănătate după adeverință de asigurat. Da? Medicul nu stră și nu se oprește din consultație, din prescripție electronică și din atâtea și atâtea lucruri pe care trebuie să le facă pentru că pică internetul, pentru că nu funcționează sistemul la un moment dat, pentru că e mult prea utilizat. Nu, are toate informațiile pe card. Este părerea mea personală. Eu cred că este un lucru neapărat avangardist. Doamne ferește că se folosește în țările membre ale Uniunii Europene cardul de asigurări de sănătate de ani Așa, buni. corect. Dar este un lucru prin care, benefic prin care ne aliniem și noi la lumea civilizată. Și nu mai tot umblăm după hârtii și mai tot stăm la cozi. Da, asta cu hârtiile, să știți că aveți dreptate. Din Păi, acest punct de vedere, sigur că vă da. dau dreptate. Dar asta cu sistemul ar trebui să meargă brici. CUI-ul ăla ar trebui să meargă brici și dacă el nu va merge, probabil că acel card, da, vă dați seama că unii vor putea falsifica aceste carduri. Nu Pentru m-am că dus cu gândul până acolo. Eu sper să nu-l să-l falsifice nimeni. Doamne, o, Sfinte! nu, în România, Nu dacă știu. fac ei în alte Oare care părți, ar fi interesul cuiva care vrea să nu-mi plătesc falsifice un card? asigurările de A, să nu-și sănătate. plătească asigurările. Care ar fi problema? Probabil, da. Nu m-am gândit la aspectul ăsta. Inclusiv fur de identitate, că se întâmplă de multe ori. Deci sunt o grămadă de motive. Știți ce se întâmplă? Nu sunt împotriva cartului, domne, că are chip și să nu o luați pe A, nu, parte așa. Doamne, ferește, suntem oameni serioși. Mă enervează deja, mă duc la supermarketuri. Card de fidelitate aveți? Nu, doamne, sunt infidel. Nu, domnișoare, sunt infidel, pe cuvântul meu. Deci s-a obișnuit cu mine că deja când îmi fac cumpărăturile în cartier, mai zic gluma asta. Prima dată s-a uitat așa, ce zice ăsta, mă, stai un pic. Dar de cealaltă parte o să mi-e frică. De la bancă mi-au dat card, că nu puteau să-mi dea bănuții, că eu nu că plătiți cu cardul. Nu plătesc, nu vreau să plătesc cu cardul și să dau de mâncare băncilor. Uite, nu vreau eu. Dar dacă mi l-au dat, asta e, n-am încotro, mă duc și îl folosesc.
De la bancă am card, de la supermarket am card, de la farmacie ca să mă fidelizeze am card, de la librărie am card, de la casa de asigurări de sănătate o să am card. Deci o să umblu cu detai portofelul, teancul de carduri, de plasticuri în portofel. La ce bun când tot ar trebui să fie o comunicare între sistemele informatice. Toate tipurile de carduri pe care le-ați enumerat reprezintă activitățile din piața liberă. Da, corect. În telefon am card, așa, chiar dacă e mai mic. Exact. Așa, așa, așa. Cu veniturile aferente. Fiecăruia dintre cei care le eliberează. Cardul de asigurări, național de asigurări de sănătate, nu poate fi în niciun fel echivalentul sau comparația unui card pe care am vorbit înainte, nu. El va conține niște informații absolut necesare pentru rezolvarea cu rapiditate a situațiilor de urgență, de exemplu. Hai să vorbim de urgență. Deci nu poate fi comparat cu cardul de fidelitate de la Steilman, de la farmacie, de la... în niciun caz. Și va face odată pentru... Nu odată pentru totdeauna, nu e pretențios ceea ce am spus. Nu. Va face lumină și ordine în categoriile de asigurați din România. Lumină și ordine în categoriile de asigurați? E frumos. Vor avea și copii? Da, sigur că da. Că... Și copiii au istoric medical, sigur că da. Că aici avem o problemă. Știți, dumneavoastră spuneați 200.000 prima dată, după aia încă 7 milioane și după aia le băgăm pe cărțile de identitate. Și până la 14 ani? Păi pentru copii vor fi în mod categoric, carduri separate. Pentru cei care n-au carduri, cărți de identitate. Logic. Deci e clar că e o cheltuială în plus, că dacă îi faci odată cardul, el poate fi actualizat tot timpul cu datele necesare și el va avea card. El se actualizează tot timpul, categoric, da. El poate fi actualizat, nu mai... Bun. În sfârșit, cum ajută în străinătate? Cardul național... E valabil? Cardul național în străinătate? Nu. Tocmai de-aia există varianta cardului european de asigurări de sănătate. Cardul deci european. Cardul național este valabil pentru România. Doar pentru România. Absolut. Bun. Și europeanul e altceva? Europeanul e cu totul altceva. Sunt emise? Da, sigur, de ani bun se emit cardurile europene de asigurări de sănătate. Sunt tot un tip de carduri bancare pe care sunt inscripționate datele generale ale titularului, adică numele și parcă și domiciliu. Și ele asigură în țările membre ale Uniunii Europene și în spațiul economic european acoperirea urgențelor în caz de deplasare în străinătate. Deci nu trebuie să plătești dacă ai cardul la tine. Am înțeles. Bun. Este un formular utilizat în întreaga Uniune Europeană, acest card. În județul Hunedoara, cam câți ar trebui să, după niște estimări, câți ar trebui să beneficieze în prima fază de card? Am înțeles, 200.000 la nivel național, dacă ar fi să împartă la 40-41 de județe, ar veni o anume marjă, da, și pentru județul noi, Hunedoara. Da. Știți ceva? Vor da și pentru județul Hunedoara sau... Nu știu nimic. Deci deocamdată... Nu știu nimic, deocamdată nu. S-ar putea să fie câteva județe pilot în prima fază, ca să se verifice modalitatea și, hai să zicem, celeritatea cu care se desfășoară acțiunea. Și ulterior vor fi cuprinse toate județele țării, având în vedere experiența din câteva județe pilot. S-ar putea să demareze simultan la toate casele, nu știu. Știți, vedeți, de asta trebuie discutate lucrurile astea și de asta ar trebui să le discute pe televiziunile centrale. Ca să aflăm și noi să mai completăm, să venim și să completăm, da, informația. Și de multe ori, vedeți, aici fac o critică conducerii dumneavoastră de la București. Îmi pare rău, asta e. Aia ar trebui să iasă, domnule, tot timpul și să spune, domnule, gata, am rezolvat-o, se va întâmpla așa, 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 așa. Dacă mai vreți amănunte, vorbiți cu oamenii din teritoriu. Greu. Nu... Mă rog, au fost câteva declarații ale domnului președinte în zilele trecute legate de cardul național. Probabil că lucrurile se perfectează acum. Ca să urmeze o declarație certă și definitivă care să spună vor fi 4 județe pilot, 5, vor fi toate cuprinse. Dar în perioada imediat următoare se va întâmpla. Corect. Știți ce se întâmplă? Suntem în 19 iulie. Spuneați că din august deja... Am zis cred că din august. Deci nu-i sigur nici. Nu. Nu-i sigur nimic. Absolut nimic nu-i sigur. Cred că din august. Important este să... Vedeți, informația înseamnă putere. Nu vreau să vă văd trezindu-vă cu o coadă imensă de oameni pe centru vechi,
dacă spuneți că poate le vor da casele de asigurări de Da. sănătate, care să se calce iarăși în picioare, îmi trebuie card că nu mai primește la spital sau am de făcut tratament sau, știți, la noi, la români, ăsta e pericolul. E un scenariu prea negru. Prea negru. Nu, 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 nu. Vi se pare? Da, hai să vedem. Acum chiar mi-am imaginat o coadă de la Casa de Asigurări de Sănătate până la Consiliul Județean. Hai să fim oameni serioși. Nu, nu cred că așa. Ați văzut vreodată coada la finanțe când stăteau să depune nu știu ce declarații? Păi știu cum erau coazele la Casa de Asigurări, când Asta se la... depuneau declarații. Nu, da, vedeți? La primărie erau câteodată. Sper că experiența anilor trecuți ne va învăța să nu facem lucrurile așa, cu heirupul, Doamne Sfinte. Să le facem organizat, ordonat, în așa fel încât să nu părem nici noi ridicol și nici oamenii să nu fie afectați, eu știu, emoțional de toate lucrurile astea. În România se poate întâmpla orice și de acord. Experiența anilor trecuți și experiența ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă încă așa câteodată în sistem cu o frecvență destul de mare, nu neapărat în cel de sănătate, vorbim de întregul da, sistem global, la nivel al global, statului, sigur. Da? Vedem că se trezește unul de la București, poate trebuie să faceți aia. Și oamenii uită că sunt stresați de alte probleme și după aia își dau seama că pe ultima 100 de metri trebuie să vină și să da, își rezolve adevărat, nu problema. prea suntem noi foarte tari în organizare, coordonare și... Și suntem și de lăsători. Eu unul sunt atât de zăpăcit încât țin minte când a fost domnul Nicolescu cu ideea aia cu analizele, să vadă starea de da, sănătate a Programul populației. Național de Valoare Deci au trebuit să se roage. Am zis, nu mă duc, mă, eu vreau să mor sănătos. Cum să mă duc eu la doctor să-mi spune că-s bolnav? Nu, vreau eu să mor vreau sănătos. Să cred că mor sănătos. Nu, așa, eu vreau da, să mor sănătos. Da, eu vreau da, să da, știu că mor sănătos. Sunt mai multe interpretări, nu vreau să insist asupra lor. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, am zis, nu mă duc. Până la urmă m-au convins soția și fetele, du-te mă și tu ești o mare, ți-e frică că te înțeapă, nu mă, hai, uite, au folosit argumentul ăsta. Dar de atunci încoace, cam nimic. Deci s-a evaluat starea aia, au luat niște laboratoare, niște bani și mai departe greu. Mai ales că a avut totuși impact Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate. Deci cel puțin la nivel statistic s-au stabilit niște lucruri. Incidența bolilor cronice cu impact major în starea de sănătate a populației de tip diabet, cardiopatii, deci a avut un impact major aia și care a avut urmările firești în activitatea din sistemul sanitar. Doar din sistemul sanitar, din păcate? Din sistemul sanitar, că acolo trebuia să fie activitatea consecutivă Programului Național. Da, adică da, oamenii ăia s-au prezentat după aceea pentru continuarea activității. Eu mă așteptam ca statul român, bun, s-au schimbat guvernele, mă așteptam ca statul român, văzând rezultatele și văzând cât diabet, boli cardiovasculare, boli renale, de toate tipurile, obezitate, multe, multe, așa. Așa. Sunt în piață, da, în populație, da. Se vine și se spune, fraților, codex alimentarius, bun, l-am aruncat pe ceam, nu mă interesează ce-mi zice ăla, hai să vedem ce băgați voi acolo, în salam, în pâine, în... pentru că toate astea au niște cauze. E și stresul, dar în primul și în primul rând, alimentația Absolut. Nesănătoasă, alimentația în care primim chimicale de la broșia pe care o cumpărăm din supermarket și până la nu știu ce salam, au toate câte o doză de moarte pe care, din păcate, statul român n-a venit să o detecteze și să o scoată de acolo, să spună vreau cetățeni sănătoși, cetățeni, în sfârșit. Afacerea chimia, nu? Afacerea pravurile. Mă abțin. Vă abțineți? Da. Păi n-ar trebui. Nu e domeniul meu de activitate și nu cunosc multe amănunte. Și eu speculez, dar văzând rezultatele care au fost după... Da, s-au mai implementat câteva programe naționale de sănătate ca o consecință a Programului Național de Evaluare a Stării de Sănătate. Deci aici trebuia strânsă mult mai da. Mult disciplina. Bun, luăm pauză pentru că trebuie să fim disciplinați, știți? La emisiune întotdeauna încercăm să ne facem datoria din toate punctele de vedere. Pauză, dar nu plecați nicăieri pentru că revenim în platou în câteva minuțele. Am revenit în platou, stimați telespectatori, doamna doctor Viorica Codoreanu, președintele, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, a fost amabilă să ne dea informațiile pe care le deține, atâtea câte le deține, despre cardurile de sănătate. Știți că, nu știu, vor
Deci guvernul ăsta, îmi pare rău că trebuie să-l critic, dar e la fel de necomunicativ ca și guvernul Boc. Și ca și celelalte. Bun, nu, stați, Tăriceanu, în timpul lui Tăriceanu era mai bine. Dar ne rugam, domne, dați-ne informații. De unde? Că n-avem. Deci și acum e secret național. Trebuie să vă dăm carduri de sănătate. Deci de unde? Nimic. Doamna doctor, aveți o problemă în sistemul de sănătate care stă să explodeze. Nu dumneavoastră, că faceți parte din acest sistem, dar în general, Ministerul Statul Român are o problemă pentru că medicii, în general, sunt nemulțumiți. Vreo 14.000 au plecat din România deja în câțiva ani, în ultimii ani, da? Vreo 40.000 doresc să-și dea demisia și să facă așa cum au făcut medici din alte țări ex-comuniste care au avut problemele pe care le avem și noi. Ce o să se întâmple? Cum stăm cu banii? Din punct de vedere, vreau analiză economică, din punct de vedere al banilor, că tot timpul s-a spus, domne, ăi, la alți au fost, nu știu cum, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Deci, în sănătate, acum, există bani? Avem cât de cât să se poată acoperi un minim, o supraviețuire? Haideți să discutăm despre spitale, pentru că Vă rog, să începem de la spitale spitale. reprezintă problema numărul unu, da. Finanțarea din partea Casei de Asigurări de Sănătate a spitalelor în acest an este la limita minimă. Chiar așa și este definit modalitatea de contractare în toate normele, suma minimă posibil de contractat, în funcție de număr de paturi. Nu, stați un pic. Deci zice suma minimă posibil de contractat. Da. Nu zice că e plafonul maxim. Nu? Adică de la asta ar trebui să se plece. Absolut. Și de Există o fapt în sumă sistem. maximă și una minimă. Și Casa de Asigurări de Sănătate contractează în funcție de buget. Între minim și maxim, cât Și își poate bugetul e la, permite. și bugetul e Și la bugetul la low, minim. low cost. Exact, la low cost. Bun. Asta a permis până în momentul de față, fără să știu date foarte exacte din interiorul spitalelor, dar cel puțin feedback-ul care se întoarce la Casa de Asigurări de Sănătate. Deci a permis până în momentul de față supraviețuirea spitalelor, în sensul că au bani să-și plătească cheltuielile de personal. Și medicamente, să-și asigure medicamentele și materialele sanitare. La ce nivel, nu știu. Bun, asta e bucătăria internă a fiecărui Absolut. spital și Da. fiecare manager. Noi avem și avem o bună colaborare cu domnul Laza, managerul Da, da, da. spitalului județean de urgență Deva, și discutăm despre lucrurile astea și despre investiții și despre ce se dă și ce se cere, ce este de făcut. E clar că odată cu venirea unor manageri capabili în sistem, se mai pot îndrepta unele lucruri. Din păcate, și aici iarăși vin să critic un pic Casa de Asigurări de Sănătate de la nivel central, care nu se duce să pună presiune pe Parlamentul României să schimbe puțin legea asigurărilor. La momentul actual, sunteți singura instituție la care eu plătesc, așa ca salariat, plătesc asigurare de sănătate și primesc servicii medicale. În rest, pe piața asigurărilor sunt tot felul de șmecheri, de cămătari legali, care se numesc societăți de asigurare private, un nume din aia, cu ștaif, cu aici suntem tari, care mă sună tot timpul, hai să vă facem asigurare de viață, asigurare de sănătate, asigurare, care nu oferă servicii de asigurare de sănătate, de fapt, servicii medicale. Nu, oferă bani. Ca să am eu bani de șpagă la doctor. Asta e și poezia cu care vine agentul de vânzări de asigurări de sănătate de la o societate privată. Cum se poate schimba lucrul ăsta? Adică să vină bani, eu sunt dispus să-mi fac o asigurare de sănătate reală, să plătesc cât îmi cere societatea de asigurări. Da? Da. Dar să am servicii medicale. Adică eu vin și îți dau în fiecare lună, dar dacă mă îmbolnăvesc, am condiții de 3 stele, că pentru aia am plătit. Sau de 2 stele. Am și asigurare la stat, dar am și asigurare privată. Lucrurile se pot rezolva foarte simplu și, de fapt, la nivel de legiferare, întotdeauna au fost gândite în modalitatea aceasta. Există un sistem de asigurări sociale de sănătate, cel existent acum,
la care suntem obligați să contribuim toți, avem un pachet de servicii medicale de bază și ar trebui să apară, ar fi imperios necesar, să apară un sistem privat de asigurări de sănătate, nu sociale. Astea sociale sale ale statului. Așa. Un sistem privat de asigurări de sănătate care să ofere servicii peste pachetul de bază și la care dumneavoastră, eu, domnul, oricare, contribuie benevol, dacă dorește, voluntar, așa cum e definit în legislație. Este obligatorie contribuția pentru sistemul social care îți asigură un minimum de servicii și voluntară pentru cel privat care îți asigură alte servicii, ai, nu neapărat să le zicem de lux, Doamne ferește, nu de lux, că toate serviciile medicale sunt necesare, nu-i nimic de lux. Poate condiții hoteliere de lux, dar îți oferă un pachet de servicii medicale mai amplu și plătești în plus, dacă vrei. Asta este soluția. Mie îmi pare atât de simplă și mă întreb de ani de zile de ce nu începe odată aceste asigurări private. Mie îmi pare extraordinar de simplu. Și mie îmi pare la fel de simplu. Dar povestea este că foarte mulți bani se scurg spre anumite societăți care n-au nicio treabă cu contractarea cu spitale, cu una, cu alta. La dumneavoastră, la poartă, vine spitalul județean de vad. Dom'le, banul, Absolut. virați-mi că noi avem contract. Eu am plătit. Dacă mă duc la spital, aștept și sunt doar, da, sunt asigurat, poftiți. Dar poate că aș vrea și asta. Nu știu, aici trebuie să vină inițiativa, poate și din partea dumneavoastră a caselor județene de asigurări de sănătate și cu niște declarații foarte clare și tranșante. Pentru că sunt foarte mulți bani pe care românul îi dă pe ce nu știu. Dar eu nu înțeleg de ce dau românii bani pentru ce fel de asigurări medicale și la cine, atâta vreme cât acei asiguratori privați nu oferă niciun fel de, nu că nu ei trebuie să ofere servicii medicale, dar nu au în niciun fel, nu oferă celor care plătesc asigurările garanția că se pot duce într-o unitate sanitară. Păi dacă V-am ce... spus poezia. Deci vine agentul de asigurări și spune așa. Eu știu că tu ai asigurare de sănătate la spital, dar fă-ți o asigurare de sănătate la societatea mea. Așa. Pentru că știi și tu cum e în spitalele din România. Când te duci, trebuie și pagă. Dacă te duci la operație, se vede. 10, 20, 30, 50 de milioane, cât vrei tu să dai acolo. Și uite, noi, dacă tu te îmbolnăvești, noi îți dăm banii ăștia și îți plătim mai nu știu ce și mai nu știu cum și așa, înțelegeți? Și o chestiune care mă depășește. Nu pot să o dezbat cu dumneavoastră, chiar mă depășește. Pentru un om. Nu vi s-a oferit niciodată Nu, asigurare privată de sănătate? nu știu, bab, cred că da, nu știu, dar niciodată nu m-am Eu am gândit. auzit poezia asta de prea multe ori și a Deși spus, chiar nu asta e mi-aș face vaccinul. niciodată, poate pentru că eu sunt cunoscătoarea sistemului și știu că nu poate funcționa o asigurare de tipul ăla în vreun fel de relație contractuală cu vreo unitate sanitară din România. Păi nu, Păi am e pe înțeles, sub mână, am e înțeles care e în ideea. economia neagră. Sigur că da, aia e economia neagră, vorba dumneavoastră. Vă dăm banii dacă aveți nevoie de. Aici e deja opțiune personală. Nu știu. Chiar mă depășește Nu, dar problema. n-ar trebui să fiu. Pentru că lumea, știind sistemul din România, și neavând, nu există concurență la momentul actual, dar nu există concurență privată pe piață atât de puternică încât să. Și care să caute medici buni și foarte buni și să spună, oferim și noi salariu de 5.000 de euro, 10.000 de euro pe lună unui medic specialist, unui chirurg bun. Unui, știu eu, neurolog bun, unui doctor Orice fel de oncolog specialitate până foarte la bun. sfârșit, sigur că da. Știți? Aici e marea problemă. Da, mă rog. Bun. Ce o să faceți dacă medicii încep să vină cu demisiile? Că prima dată vin la conducerea spitalului și conducerea spitalului vine și vă spune dumneavoastră, nu Păi mai dacă dați vreau bani să fiu că. cinică, pot să spun că nu-i problema mea, dar nu-i genul meu să spun că nu-i problema mea. Păi nu, că Doamne sunteți în ferește! sistem și. Da. Eu sper să nu se ajungă până la demisia în bloc a medicilor și asistentelor medicale, pentru că nu este tocmai onorabil, în primul rând pentru statul român, nu e onorabil deloc, pentru că dreptul la asistență medicală este asigurat prin Constituție, așa că nu cred că e onorabil deloc. Sper să nu se ajungă până aici, asta este concluzia. Sper să nu se ajungă să poată să se medieze, să se discute cu reprezentanții sindicatelor și lucrurile să iau altfel de turnură. Bun, și dacă totuși nu, soluții există, pentru că se întâmplă așa, dumneavoastră spuneți, domne, suntem cu costurile la minim.
da? Că nu sunt bani. Din păcate, vedeți, aici statul român e total necinstit. Îmi ia mie contribuția la sănătate. Da. Îi lasă pe ăștia în industria alimentară să facă ce doresc ei din punct de vedere chimic, Să ne da? atenteze la sănătatea noastră. Da, să atenteze la sănătatea noastră. Și după aia noi ne îmbolnăvim și plătim tot noi, tot industria chimică, pentru că medicamentele, hai să fim serioși, nu se obțin pe calea naturală, da? Tot în retorte pe acolo le fac cei din industria chimică și plătim de două ori. Adică odată plătim să ne îmbolnăvim, după aia plătim că mai sperăm noi că, Să ne vindecăm dacă putem. da, dacă putem. Și atunci aici avem o problemă mare a statului român față de cetățean. Păi asta am spus și eu înainte, că... Ar fi umilitor, bun, da. Dacă nu și nu, sunteți... Dacă se întâmplă... Da. Nu știu ce aș putea să zic și nu știu ce ar putea să facă Casa de Asigurări de Sănătate, dacă se va întâmpla. Eu repet, până la sfârșit, Să cred dea mai că mulți bani, vă spun Casa eu. de Asigurări de Sănătate Așa. dă mai mulți bani dacă o să dea Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care o să dea dacă o să dea Ministerul Finanțelor. Iar că așa, lanțul slăbiciunilor. Și atunci ne Da. întoarcem, da, și ne întoarcem tot spre Ministerul Finanțelor care încasează. TVA pe aia, TVA pe aia Contribuția de la altă, sănătate pentru că își pasă așa, încasează în contribuția de momentul de față, sănătate, da, sigur că una alta. da. Da. Eu repet, sper să nu se ajungă chiar acolo, deși poate că în adâncul sufletului meu, formația mea medicală, parcă mi-ar place să se ajungă până acolo. Că poate cineva se va trezi odată și odată și va vedea că în acest sistem e nevoie de foarte multe lucruri. Și este păcat ca lucrurile să fie tratate cu, nu neapărat cu indolență, dar cu superficialitate și să nu apleci odată pentru totdeauna urechea la un sistem atât de suferind și care înseamnă atât de mult pentru o țară. Ați vorbit numai de spitale și am vorbit numai de spitale. Hai să vedem și cu medicii de familie, pentru că nemulțumirea este mare și Sigur. acolo. Ce facem la momentul ăsta? Aș vrea să-mi explicați cu medicul de familie cine își poate, dacă, de exemplu, e un tânăr absolvent, rezident, în sfârșit cu specializarea luată, vine și spune vreau să-mi fac și eu cabinet de medic de familie și să încep să adun și eu pacienți. Că am înțeles că și aici e o castă închisă, așa, adică nu poate intra cine ce dorește, cine unde dorește, e cam greu de intrat în sistem. Știți? Nu e Da. neapărat o castă închisă, este un lucru restrictiv oarecum, datorită unor precizări legislative. Așa. Numărul de asigurați optim înscris pe lista unui medic de familie este de 1800. 1800. Ăsta e optim, Ăsta da. este optim. Se poate merge până la Nimeni cât? nu spune că e maxim sau că e minim. Este Așa. nivelul optim al Deci e numărului media. asigur. Așa. Nu știu dacă e media, e optim. Nu știu dacă media înseamnă optim. Și atunci, nu, necesarul de medici de familie se stabilește de către o comisie paritară alcătuită din reprezentanții ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Colegiului Medicilor din județul Hunedoara, ai autorităților administrației publice locale, ai Colegiului Asistenților, parcă nu știu exact în momentul de față, care sunt participanții, care hotărăște în zona respectivă este sau nu este numărul necesar de medici de familie în momentul de față. Dacă spunem nu este, atunci poate să vină orice tânăr medic care și-a dat examen de specialitate acum, nu numai un tânăr, Doamne ferește, poate să vină orice medic cu specialitatea medicină de familie și să spună, eu doresc să înființez un cabinet în zona X pentru că am disponibilitatea de a îmi face o listă de pacienți. Casa de asigurări spune, da, poți. Dacă această comisie hotărăște că zona este închisă, adică închisă în ce sens? Medicii existenți sunt mai mult decât necesarul pentru zona respectivă, atunci este mai greu. Trebuie luate în discuție și alte. Există un număr maxim? Nu există niciun număr. Am spus nici minim, nici maxim. Există Un minimum în număr oraș. optim. Minimum e 800. În oraș e minim. Da, dar maxim nu. Optimul este 1800. Optimul este... Bun, stați un pic. Păi de ce nu există și plafon maxim? Pentru că în momentul ăla, aici ajungem la o problemă mare.
Dumneavoastră ziceți 20 de consultații, atâta Da, plătește casa de asigurări de 20 de sănătate. consultații, sigur că da. Pentru restul plătiți. Păi stați un pic, dați-mi posibilitatea să mai fie încă un medic de familie, altul, E foarte logic ce să mă duc spuneți să nu dumneavoastră. plătesc? Absolut. Ori o lăsăm așa, ori o... Lucrurile Nu-i așa ar normal? trebui gândite. Ar trebui plecat de la numărul de consultații pe care poate să le facă un medic de familie. Și dacă socotim la numărul de consultații, e mai destul de greu, pentru că din lista de 1800 sau de 1400 sau de 1000, n-ai de unde să estimezi cât se vor prezenta la consultație. Poate că o analiză strictă pe tipuri de morbiditate ar duce la sfârșit la niște rezultate. Da, s-ar putea, s-ar putea. Cred că s-ar putea. Dar toate lucrurile astea trebuie Trebuie reglementate de reglementate de cineva. lege. Da, Păi, absolut. bun. Acum vă bag în corzi, că n-au încotro. Am Nu, fost să vedem răutăcios dacă pot toată să ies. emisiunea. Deci, unul la mână. Veți merge cu niște propuneri foarte clare. Da? Pentru că trebuie, odată trebuie spartă Da. boba, adică nu se mai poate așa. Și pe asta, și pe asta, și pe asta. Deci, pe toate segmentele. Asta cu asigurările private de sănătate, vă rog să nu uitați. Asta e legiferată deja, să știți, în legea 95. Că poate că nu-i forma cea mai bună și ar putea să suferă modificări, ok, dar este legiferată de mult asigurările voluntare de sănătate. Păi, asigurări voluntare de sănătate, dar atunci Dar la asigurări. cine? Da, păi numai puțin. Nu poți fi asigurare de societate de asigurări de sănătate pe piața românească dacă nu ai deja un contract, Absolut. dacă nu Trebuie să fie investești. acreditate firmele respective Aici pentru este marea asigurări. problemă. Sigur. Știți? Că legea, da, zice, da, vă puteți face. Sigur Păi că nu, da. nu, nu. Să facă ea prima dată contracte, să investească. Sigur. Și atunci știu și eu. Casa de asigurări de sănătate de la Spitalul Județean de Urgență Deva. Bugetul de atâta. Și eu am o aripă, o secție, Absolut. așa, care beneficiază de buget în plus, Da, bineînțeles. nu Din de la Consiliul asigurările Județean, private. dar din asigurările private. Da, așa e. Da, am zis înainte că îmi pare atât de simplu, nu știu de ce nu se întâmplă. Când mai veniți? Când mă chemați. Bun, să vedem dacă încep ăștia să distribuie, să se clarifice, să Da, distribuie în funcție de cărțile de. evoluția Am evenimentelor, de înțeles. modul în care se distribuie cardurile Oricum, și vă dați de ce seama. vor hotărî medicii. Sigur. Luni o am invitată pe doamna doctor Ana Chișerban din partea Da, medicilor bine, de familie. da. Pentru că situația e destul de complicată. Și mai vorbim, cred că în luna august, pentru că o să fie destul de multe acțiuni. Sigur că Eu vă da. aștept cu mare bucurie. Și eu vin la fel. Sărut una. La Vă revedere. mulțumesc, stimați telespectatori, că v-ați uitat la emisiune. Rămâneți cu Hunedoara TV pentru că urmează punctul pe i cu colegul Ionuț Dragotescu. Noi ne revedem luni. V-am anunțat și tema. Luni o să fie și cu telefoane. Până luni, toate cele bune.